Bună tuturor! Să facem așa încetuc rândul 5-5 cu tot cu asistenta mea personală păstă picioarele mele. Facem 4 ochiuri de lanț în loc de picior și acum mai fac 2 ochiuri de lanț și 3 picioare în același loc. Ceea ce înseamnă că venind din direcția asta altă, când îi închis rândul, vom face tot aici 3 picioare și cu încă 2 ochiuri de lanț ne prindem de lănțișor și închidem rândul 5-5. A, bun, dar să mergem noi mai departe cu 4 ochiuri de lanț. Lucrăm cele 5 picioare împreună. E o petală care se închide. Patru ochiuri de lanț și avem înmulțirea 3-1-3. Nu uitați de cele două ochiuri de lanț dintre ele. Avem și o toboșară în momentul ăsta. Așa. Am făcut cele două ochiuri de lanț, fac acum un picior, două ochiuri de lanț, cele trei picioare. Da, normal că sunt încălcit. Așa merg firele astea care sunt plușate, cu un pic de încălceală. 4 ochiuri de lanț. 3, 4. Și aici avem de lucrat cele 5 picioare împreună. Până aici au fost simpluț, da? Da, Până aici a fost simplu. Am ajuns la partea de zigzaguri, unde vom lucra astfel. Punem un pic jos, să ne vedem mai bine. Dar camera nu vrea să mă asculte. Bun. Facem 7 zigzaguri. Da, nu-mi place ce lăbărțat l-am lăsat. Da, puiucule. Trebuie să bate de... Piciorul meu vrea să ajungă la ață. Da? Mergem mai departe. Și zigzagurile sunt ușor de făcut. Picior, 4 ochiuri de lanț și iarăși picior în același loc. Și trecem la următorul punct. Mai tragem un pic gheață. Așa. Am ajuns aici să numărăm câte avem. Vai, dar ce se defocalizează. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și... Unde vine al șaptelea?
Iar nu știu număra, dacă vă spun că trează trezucă, nu mă credeți. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bine, am numărat, e prima dată. Dă-i drumul la ață, că... Na, uite-te cum o prins gheață. Așa, mulțumesc frumos. Și bineînțeles că ajungem la următoarea ramificație, unde facem cele 5 picioare împreună. Patru ochiuri de lanț. Înmulțirea. 3, 1, 3. Facem și cele două ochiuri de lanț între ele. Patru ochiuri de lanț. Închidem cele 5 picioare. Le lucrăm împreună, adică. Și normal că nu mai trebuie să vă adaug că sunt 4 ochiuri de lanț, 3, 1, 3 și partea asta vreți să fie partea asta cu care s-a început rândul. E același lucru. Da, au piciorul. Și după ce terminăm partea asta de crenguțe, o să vină cele 7 zigzaguri. Nimic complicat, totul este intuitiv. Măcar că n-am putut intui chestia asta de mai... din rândurile mai de dinainte. Am upă când e mintenată gata, mi-o veni și mie mintea la cap. Sau am început să înțeleg mai bine modelul. Acum să nu credeți că dacă avem 5-5 de rânduri o să las cu atâta. În momentul în care am timp o să vin și cu rândul 5-6. Dacă tot putem, adică, sau cel puțin eu, dacă tot pot să fac mai multe rânduri, o să încerc să le fac măcar 10 pe săptămână, ce mi-am propus. S-a reușit, că mai reușim un rând în plus, foarte bine. Încercăm să ne păstrăm și săptămâna viitoare cu aceeași tendință. Deci dacă o să am 5-6 de rânduri făcute, încerc să fac până la rândul 66. Dacă putem face mai multe, le facem. Nu stăm să povestim cu modelul, că deja l-am lălăit bugăt și avem și alte cele de lucru. No. Bun, până intru cu celălalt rând, să aveți spor bun.